UEFA Champions League este cu siguranță cea mai interesantă competiție pentru echipe de club, adunând milioane de oameni în tribune și în fața televizoarelor în fiecare sezon. Un brand puternic de talia Champions League nu avea cum să rămână neexploatat de mari producători de jocuri EA și Konami, care și-au pasat licența în ultimii ani. Însă nu a fost dintotdeauna așa, iar în clipul de astăzi vom vorbi despre primele jocuri video cu licență UEFA Champions League. În sezonul 1992-93, Cupa Campionilor Europeni, cum era cunoscută până atunci, s-a rebranduit în ceea ce cunoaștem astăzi ca fiind UEFA Champions League. UEFA își dorea o reîmprospătare a competiției și au început prin schimbarea formatului introducând grupe, apoi au permis accesul mai multor echipe din aceeași țară, devenind un trofeu dedicat celor mai puternice echipe, nu doar campioanelor naționale. Evident că această expansiune a dus la venituri mai mari pentru UEFA și pentru echipele participante, dar și la oportunități precum vânzarea drepturilor competiției dezvoltatorilor de jocuri video, adică pe scurt și mai mulți bani. În 1995 avea să apară primul joc video cu licență UEFA Champions League, dezvoltat de cei de la Chrysalis Software, companie din Marea Britanie cu mai multe jocuri de fotbal la activ până atunci. Printre aceste jocuri se numără și European Club Soccer, lansat în 1992, ce simula formatul vechi al Cupei Campionilor Europeni și chiar a fost un adevărat bestseller în Marea Britanie, ocupând timp de 3 luni prima poziție a topurilor de specialitate. În joc găsim peste 150 de echipe de club europene, chiar și România este prezentă cu 4 cluburi. Acestea sunt Steaua, Dinamo, Oțelul Galați și Rapid. Dacă te întreb ce caută Oțelul Galați pe lângă granzii capitalei, această apariție se datorează participării gălățenilor în finala Cupei Balcanice din sezonul 1991-92, dar din păcate pierdută. Pe partea de gameplay, jocul este un standard al acelor vremuri, utilizează două butoane, unul pentru șut și unul pentru pase, se poate schimba așezarea în teren a echipei, avem un creation center unde putem edita culorile echipamentelor, dar din păcate acestea nu puteau fi salvate, iar jucătorii nu sunt licențiați. Închidem paranteza și revenim la ale noastre. Cum spuneam, primul joc licențiat UEFA Champions League a fost dezvoltat de cei de la Chrysalis. Dacă astăzi Sony este partener oficial al competiției, la vremea respectivă Philips avea acest privilegiu și Philips Media s-a ocupat de distribuția jocului. Jocul s-a limitat la cele 16 echipe calificate în grupele sezonului 1995-96. Steaua București, reprezentanta României în competiție, nu lipsește din joc. Jucătorii sunt licențiați, dar se poate observa că numerele nu sunt corecte, iar ca referință avem aceste imagini de atunci. Roșialbaștrii au făcut parte din grupa C alături de Juventus, echipă ce avea să câștige competiția, Borussia Dortmund și Glasgow Rangers. Steaua a terminat pe 3 grupa, dar la vremea respectivă asta nu te ducea în primăvara Cupei UEFA sau Europa League ca acum. Meniul este extrem de simplu, dar cam așa arătau toate aplicațiile de PC la vremea respectivă. Putem să simulăm competiția exact ca în realitate, putem juca un meci amical sau să ne creăm propria competiție pe sistem cupă sau campionat. Deși sună pompos, zona Disc Shop este dedicată salvărilor, și o care credeam că e vreun magazin sau ceva. În momentul în care vrem să jucăm, suntem lăsați să alegem echipamentul doar pentru adversar. Interesant este că poți juca co-op sau versus utilizând o singură tastatură pentru că avem comenzi simple, ce implică 4 butoane pentru direcții și încă 2 pentru șut și pase. Înainte de a începe un meci, avem posibilitatea de a selecta mai multe opțiuni. Putem selecta sistemul de joc, cât de sus sau cât de jos să stea echipa în teren și putem ajusta manual poziția fiecărui jucător. Că tot a venit vorba de jucători, aceștia au anumite staturi, însă nu regăsim o medie pe principiul unui overall. Totuși observăm că jucătorii stelei stau destul de bine pe aceste cifre, dar din ce am observat, cam toți fotbaliștii prezenți în acest joc au staturi similare. Tot înainte de a da drumul la un meci, putem selecta opțiuni precum starea suprafeței de joc, puterea vântului, durata unei reprize, strictețea arbitrului și altele. Mi-a atras atenția opțiunea FIFA Rules, dacă să fie on sau off, și mă întreb oare la ce se referă, pentru că n-am găsit informații că regulile UEFA să fi fost diferite atunci față de FIFA, iar în joc n-am observat chestii ieșite din comun când selectăm această opțiune.
La startul meciului se dă cu banul pentru stabilirea terenului și a echipei care are prima mingea, lucru ce știm cu toții că încă se practică, dar jocurile de astăzi nu mai includ așa ceva. Gameplay-ul este destul de haotic, cel puțin astăzi așa pare, jucătorii se mișcă în toate direcțiile, lucru ce mă face să cred că setările tactice despre care am vorbit mai devreme n-au niciun efect. Pasele nu ajung unde ai vrea, iar șuturile sunt o loterie, poți marca fără probleme de la distanțe sau din unghiuri imposibile și totodată poți rata cu ușurință în situații 1 contra 1. Descrierea asta merge și la FIFA 22. Probabil că la vremea respectivă am fi zis că este unul dintre cele mai reușite jocuri de fotbal, dar astăzi până și jocurile de telefon au mecanici mai realiste. Evident că pretențiile noastre au crescut și tehnologia ne permite să avem jocuri mult mai apropiate de realitate, dar la vremea respectivă mi s-ar fi părut foarte interesant să pot juca meciuri de Champions League pe PC. Sezonul 1996-1997 avea să aducă cel de-al doilea joc licențiat Champions League, dezvoltat tot de cei de la Chrysalis. Deși într-o reclamă distribuită în Germania în dreptul jocului apare sigla PlayStation, acesta s-a lansat până la urmă doar pentru PC. Acesta este primul joc al seriei cu grafică tridimensională. Se observă încă din meniu că avem parte de mai multe îmbunătățiri grafice. Din nou avem posibilitatea de a disputa un simplu amical și două tipuri de turnee, unul gen cupă și altul de tip campionat. Pe lângă cele 16 echipe prezente în grupele Champions League în sezonul 96-97, jocul aduce și echipe naționale, lucru ce mi se pare într-un fel ciudat pentru un titlu ce vrea să fie jocul oficial al unei competiții pentru echipe de club. Vom reveni imediat la echipele naționale. Printre echipele de club europene prezente se numără din nou Steaua București, echipă ce s-a calificat în grupa B după un tur preliminar disputat în fața celor de la Club Bruj. Militarii sunt complet licențiați, au lotul corect și majoritatea jucătorilor au poză de la vremea respectivă. Ce fețe aveau! Din păcate există o greșeală impardonabilă ce o are chiar pe Steaua în prim plan. Pe noua grafică a jocului, în zona dedicată meciurilor amicale, Steaua apare în Ungaria. Pe bune, Chrysalis? Mai înțelegeam dacă jocul era făcut de americani sau ceva. Față de jocul precedent, nu există un buton care să ne ducă direct la simularea sezonului de Champions League. Pentru a face asta, trebuie să mergem în zona dedicată cupei, să selectăm cele 16 echipe, aici avem câteva setări de făcut și dacă mergem mai departe, observăm că grupele sunt corecte. Alegem echipa pe care vrem să o controlăm și putem da drumul la turneu. Toate echipele au emblemele oficiale, numai Fenerbahçe are steagul țării sale. Înainte de startul unui meci, putem seta mai multe opțiuni, precum așezarea în teren, cât de ofensivă sau defensivă să fie echipa și putem ajusta manual poziția în teren a jucătorilor. Gameplay-ul este foarte arcade, însă asta nu e ceva nou pentru perioada respectivă, iar jucătorii mi se pare ca un stil ciudat de alergare. La fel ca în precedentul joc, avem butoanele de direcție și alte două butoane pentru șut și pase, deci nimic nou sub soare, dar este ok faptul că încă putem juca co-op sau versus de la o singură tastatură. Bine, nu știu cine ar mai face asta azi, dar îmi amintesc că la vremea respectivă era ceva inedit să ai un joc ce permite acest lucru și da, despre Bomberman e vorba. Spuneam mai devreme că jocul are și echipe naționale. Avem 32 de selecționate de pe tot globul și remarcăm prezența României, pentru care au pus steagul Republicii Socialiste. Bine măcar că nu ne-au pus cu totul în Ungaria. Lotul naționalei noastre este ok realizat, cu singura mențiune că numerele sunt greșite, însă acest lucru putea fi corectat în editorul jocului. Da, ai auzit bine, jocul are această opțiune, putem edita jucătorii echipelor naționale și putem crea 16 echipe noi cu jucători, antrenori, echipamente și tot ce trebuie. Când vine vorba de echipele de club, acestea nu pot fi editate și nici la jucători nu putem să umblăm. Sezonul 1996-97 al Champions League a fost primul în care am avut două echipe din aceeași țară, și anume Juventus, echipă ce deținea trofeul și a primit posibilitatea să-l apere, și AC Milan, campioană Serie A în sezonul precedent. Juventus avea să joace o nouă finală, dar a pierdut-o în fața celor de la Borussia Dortmund, 3-1 într-un meci jucat la München pe Olympia Stadion, stadionul rivalei Bayern la vremea respectivă. Am încercat și eu să simulez finala din acel sezon în joc, iar rezultatul a fost acesta.
cam atât pentru acest prim episod din seria dedicată istoriei jocurilor UEFA Champions League. Sper că ți-a plăcut ce ai văzut și te aștept la următorul video, dar până atunci nu uita să lași un like și să te abonezi pentru a nu pierde ce urmează. Eu sunt Andurache și până data viitoare vreau să auzim numai de bine.